Potrivit datelor rezultate din declarațiile agenților economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă figurează în perioada 40 aprilie 7804 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe locuri de muncă figurează libere în Cluj, municipiul București, Arad, Hunedoara, Constanța și Sibiu. În schimb, printre județele cu cele mai puține locuri de muncă vacante se numără Sălaj, Botoșani, Buzău, Dolj, Galați, Ialomița, Bacău, Caraș-Severin și Suceava. La nivel național, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 734 de locuri de muncă pentru ingineri, subingineri, inspector asigurări, programator, consilier vânzări asigurări, consilier financiar bancar și consilier juridic. De asemenea, pentru persoanele cu studii medii, profesionale și lucrători necalificați sunt disponibile 7070 de locuri de muncă în meseria de lucrător comercial, barman, șofer, funcționer, informații client sau vânzător. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință sau pot accesa site-ul agenției unde pot vizualiza locurile de muncă vacante oferite în fiecare județ pe meserii precum și persoanele de contact cărora le pot solicita informații suplimentare.